11 metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Bun găsit, dragi prieteni, la această ediție 11 metri direct în subiect, cu seara, într-adevăr, excepțională în Liga Campionilor ieri, fără să fie istorică, pentru că totuși, în mare parte, spuneam, echipele calificate erau cunoscute, 6 din 8. Doar în grupa B se juca până la urmă calificarea din 3 direcții. N-am fost dezamăgiți, nicio partidă nu s-a terminat fără gol. S-a înregistrat și recordul, cel puțin pentru această ediție, de la Madrid în meciul Real Malmö. Manchester United eliminată, așa cum se putea anticipa, din Liga Campionilor și care poate să conducă până la urmă la un fel de Premier League bis din februarie în 16-mile Europa League. Ar putea ca Premier League să-și dozeze acolo toate eforturile. Manchester, Arsenal, Chelsea, Liverpool, toate sunt în momentul de față echipe predestinate să joace în Europa League. Sigur, alături de Nea Mircea și alături de alți grei, să nu uităm FC Sevilla, care a reușit ieri sprava de a bate pe Juventus și de a profita de insuccesul celor de la Gladbach la Manchester City pentru a reveni acolo unde era locul în Europa League, competiție pe care va încerca să o câștige a treia oară consecutiv. Dar să luăm grupele de la început, din perspectiva meciurilor de ieri. Real Madrid, Malmö, 8-0, un rezultat care s-a mai înregistrat în Liga Campionilor, nu este o premieră. Țin minte un Liverpool, Beşiktaş, prin 2007, dacă nu mă înșel, 8-0 pentru Liverpool, în vremea în care Steven Gerrard duduia pe Anfield, un 8-0, și țin minte rezultatul pentru că era în grupă cu OM atunci. Marseille bătuse la Liverpool cu golul Valbuena la primul meci european al lui Eric Gerets la cârma lui OM. În acea grupă Liverpool a bătut Beşiktaş cu 8-0, tot în Champions League eram. Deci nu este un record, este un scor însă pe care unii l-anticipau ieri, întrucât Real Madrid avea nevoie să se liniștească, avea nevoie de Ronaldo, avea nevoie de Benzema, amândoi sunt într-o situație oarecum complicată. Cristiano Ronaldo și-a manifestat în mai multe rânduri, e adevărat, cu jumătate de gură, susurând, așa murmurând, că ar pleca de la Real. I-ar fi confirmat acest lucru în direct pe Parc de Prince lui Laurent Blanc, antrenorul PSG. Multă vreme presa doar a intuit ce și-au spus cei doi. Iată că după acest poker din Liga Campionilor, Ronaldo reușind ieri 4 goluri consecutiv, minutele 39 din lovitură liberă, 47, 50 și 59, celelalte 3 goluri au fost din gura porții. Real Madrid, în general, este o echipă care intră cu mingea în poartă, nu prea marchează din afara careului, nu sunt reușite spectaculoase la Madrid. Benzema a marcat minutele 12, 24 și 74, tot așa 3 goluri simple. Kovacevic înscriind și el în minutul 70. 8-0 așadar pentru Real Madrid. Sper ca intrarea lui Cherișev în minutul 76 să nu-i facă pe cei de la Madrid să piardă și meciul ăsta. În fine, Ronaldo a depășit recordul. Trebuia să devină cel mai mare marcator în faza grupelor din istoria Ligii Campionilor. Recordul dintre astea, spuneam, la Con, pe care el le depășește. Când va depăși și recordul de goluri marcate într-o finală de campionat mondial, atunci Ronaldo probabil că va fi chiar un jucător complet. Dar, în orice caz, Realul s-a descărcat pe această puțină echipă din Malmö, care a terminat cu minus 20 golaveraj această grupă și evident că este eliminată. Shakhtarul Nea Mircea pierzând onorabil la Paris cu 2-0. Până la urmă, PSG a bătut-o pe Shakhtar doar cu 5-0 în dublă manșă. Nea Mircea nu mai are nivelul Ligii Campionilor, o să vedem cât s-ar putea descurca și în Europa League. În principiu, absolut deloc, pentru că Shakhtarul nu are competiție internă până când vor avea loc 16-mile Europa League la mijlocul lui februarie. Ei se vor antrena prin Spania, prin Brazilia, prin Italia sau prin Turcia, cine știe pe unde.
nu sunt avantajați de program și au o echipă slabă în acest sezon. Shakhtar este o echipă oarecare. Dar evident că trecerea în Europa League nu este un eșec pentru ei, chiar dacă în afară de acel meci acasă 4-0 cu Malmö, n-au jucat nimic în această grupă, pierzând chiar și în Suedia, la acești lamentabili suedezi. Lucas Moura, gol frumos în minutul 57 de la marginea careului, după o pasă oarecare a lui Zlatan, și respectiv Zlatan lansat de Lucas Moura în minutul 86. Fugea bine Zlatan, am văzut, la 34 de ani s-a dus lejer, a marcat inteligent la colțul scurt. 2-0 pentru PSG, o victorie simplă a parizienilor, care n-aveau de ce să se dea la o parte, mai ales că la pauză Realul avea 3-0 cu Malmö. Deci Shakhtar nu mai avea nevoie de punct pentru a se duce în Europa League. S-a jucat corect până la urmă pe ambele stadioane. Nici măcar firmituri n-au fost pentru Malmö și pentru Shakhtar. Paris Saint-Germain termină și a grupa relativ onorabil, cu un golaveraj de 12-1, singurul gol primit fiind pe Bernabeu. Deci nu se poate spune că n-a făcut ce trebuie. Acum, evident că tragerea la sorți ne va spune dacă Paris Saint-Germain a făcut bine că nu au distrus-o pe Real Madrid. Vă reamintesc, PSG-ul a fost net superioară în ambele meciuri cu Real Madrid. Net superioară. Deci ar fi trebuit să câștige cel puțin la 2 goluri diferență și acasă și în deplasare. Da, până la urmă n-a reușit să-i marcheze Realului nici măcar un gol, ceea ce într-adevăr lasă suspansul intact pentru partea a doua a competiției, începând cu primăvara-iarna lui 2016, întrucât Paris Saint-Germain, principala favorită la câștigarea trofeului, nu are experiență în meciurile cu granzii, adică n-a reușit să treacă deocamdată niciodată în actuala formulă de când statul Qatar investește de sferturile de finală. N-a ajuns niciodată nici măcar în semifinale. Chiar dacă, încă o dată spun, sunt pentru cunoscători, nu pentru oamenii rigizi, pentru cunoscători, sunt favoriții numărul 1 la câștigarea Ligii Campionilor, ei n-au deocamdată savoir-faire-ul competiției. S-a văzut cu Realul. Deci au fost net superiori, n-au reușit să-i învingă și nici măcar să le marcheze un gol. Asta e bine, pentru că într-adevăr înseamnă că șanse sunt. Liga Campionilor se joacă în 4, sigur nu este un mister, Real, Barça, PSG și Bayern München. Problema este că PSG-ul poate să nimerească și cu Bayern și cu Barça, echipe care deja sunt asigurate cu câștigarea grupei, chiar dacă evoluează abia astăzi în ultima rundă. Mai e sigur Manchester City, care a câștigat ieri grupa D, dar hai să spunem că ăștia nu sunt neapărat de nebătut. Ar mai fi Atletico Madrid, echipă dificilă pentru Paris Saint-Germain, dificilă pentru că te consideri favorit în fața lor. Și Atletico Madrid are știința jocului în ligă. Asta este evident. S-a văzut și ieri la Benfica, un meci pe care l-au câștigat destul de lejer, conducând cu 2-0, o echipă care joacă fotbal, spre deosebire de coloșii ăștia, uite cum e Real Madrid, care, aș spune, nu joacă chiar așa. I-am văzut de altfel în dubla cu PSG, Real Madrid n-a jucat mare lucru. Sigur că la Paris nu s-a prezentat foarte rău. I-au lipsit jucători, în fine n-a reușit să o bage în ațe, da? A plimbat mai mult mingea. Tactic au fost peste Paris Saint-Germain, dar nu neapărat și ca și conținut. De asta spun. Așa că nu e până la urmă neapărat Realul marea sperietoare. Sigur că Realul nu poate să joace nici cu PSG și nici cu Barcelona în optimile de finală. Nici cu PSG, nici cu Barcelona și nici cu Atletico. Real Madrid nu va avea foarte mulți adversari la dispoziție. Poate să joace cu cine? Poate să joace cu PSV Eindhoven, ca pe vremuri. Poate să joace cu Benfica. Poate să joace cu Juventus. Asta n-ar fi un meci foarte simplu pentru ei. Poate să joace cu Roma, cu Olympiacos Pireu, da? Eventual, cine știe, cu Dinamo Kiev, așa, sau cu Ghent. Valencia n-ar putea să joace. Deci Realul în principiu n-are emoții. În principiu n-are nicio emoție pentru optimile de finală. Bun, deci revenind la această grupă A, Real Madrid încheie cu 19 goluri marcate în 6 meciuri. Asta înseamnă mai bine de 3 goluri de meci.
făcând spectacol, sigur, cu două echipe lamentabile care au pierdut fiecare de câte 5 ori, Shakhtar și Malmö, și cu 4 puncte de moral în fața lui Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain care ar putea să întâlnească Wolfsburg, Atletico Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern, aici cine știe, Chelsea sau Dinamo Kiev și Zenitul. Fi interesant, evident, un Chelsea-PSG în optim, iarăși. Fi interesant să vedem Mourinho în principal, dacă astăzi nu pierde acasă cu FC Porto, ar trebui să rămână antrenorul lui Chelsea, pentru că mai are de dus la capăt această Liga a Campionilor, unde evident că Chelsea pare să fie dezechilibrată și fără nicio șansă, dar atâta timp cât competiția continuă și sunt acum două luni de pauză până vor urma meciurile din optimi, mai există o speranță. Trecem la grupa B, unde Wolfsburg și Manchester United au făcut un meci mare aseară. Germania au câștigat cu 3-2. N-aș spune că neapărat meritat. Anthony Martial a deschis scorul minutul 10 din pasa lui Mata, după care prea repede Naldo a egalat la o lovitură liberă. Un gol primit de Manchester United în stilul OM, adică de echipă mică. Lovitură liberă laterală, o reluare la prima bară, un gol ușor de evitat. Nu m-aș fi așteptat ca o echipă din Premier League să poată primi un asemenea gol. După care gazdele l-au pierdut pe Rodriguez, cel care bătuse lovitura liberă, la 3 minute după ce el a central Naldo a ieșit accidentat. Vierini a marcat un gol într-adevăr la capătul unei faze de excepție a lui Wolfsburg, un gol splendid, chiar dacă el a reluat cu poarta goală din câțiva metri, dar faza a fost teribilă. Manchester United a marcat pe finalul primei reprize un gol contestat, un gol anulat pentru offside, care ar fi putut să trimită meciul la pauză 2-2, situație care o califica la acel moment pe Manchester United, pentru că Eindhoven era la egalitate 0-0 cu CSKA Moscova la pauză. În repriza a doua, acest Viorel Hizo de Teatru Viselor, Luis van Hal, a făcut două schimbări, Powell în locul lui Mata și Carrick în locul lui Bastian Schweinsteiger, schimbări care până la urmă n-au adus mare lucru, atâta doar că în minutul 82, în urma unei faze fixe, Joshua Guilavogui, jucător francez ajuns printr-un ricoșeu nefericit la Wolfsburg, a marcat absolut în stilul lui Rolando de la OM în proprie poartă, un gol de cascadorii râsului, pur și simplu lobându-și un coechipier și portarul. În 82 Manchester egala, dar nu mai era calificată, pentru că Eindhoven se pregătea să câștige meciul cu CSKA Moscova, o să revenim, a fost condusă Eindhoven, deci nu-i folosea la nimic lui Manchester egalul în cazul în care Eindhoven câștiga acasă cu CSKA. Iarăși la două minute după acest autogol hilar al lui Guilavogui, Naldo a marcat tot după o fază fixă un gol pe care îl primea și OM la Braga, adică de echipă de pluton. În orice caz, Manchester a primit două goluri idiote pur și simplu la Wolfsburg în fața unei echipe în stilul german, cu heirupul, cu entuziasmul, cu dinamismul. Wolfsburg în dificultate majoră în Bundesliga, umilită peste tot în ultima vreme, o echipă care în principiu nu va ocupa o poziție de Champions League la capătul sezonului, la cum merg treburile. Echipa concernului Volkswagen câștigă această grupă cu 4 victorii și 2 înfrângeri. PSV Eindhoven, o echipă extrem de mică până la urmă, se califică de pe poziția a doua, o performanță uriașă pentru o echipă din Olanda. Olandezii n-au mai văzut fazele superioare ale Ligii Campionilor de ani buni. Și atât într-un context în care PSV-ul s-a văzut condusă dintr-un penalti acordat ușor, am văzut faza, pentru CSKA Moscova cu 15 minute înainte de final, transformat de Ignasevic, neregulamentar. Acesta a așteptat întâi portarul să se culce cumva, bătând cu piciorul în gazon și după aia a trimis extrem de slab în partea cealaltă, un penalti, cu atât spun, litigios transformat de CSKA,
obținut imaginar și transformat litigios. La două minute însă Eindhoven a egalat, au fost goluri de cascadorii râsului cele primite de CSKA Moscova, în orice caz un gol pentru care nu trebuia să aștepți, Dumnezeule, 7-8 de minute ca să-l încasezi. O fază banală, s-a trezit de Jong singurel, n-a fost offside, la 6 metri, înconjurat numai de coechipieri, nu era nici dracu de la CSKA Moscova acolo, ori fi jucat la offside prost faza. Nu-mi explic ce s-a întâmplat. Ăla a apucat să-și potrivească mingea cât timp a vrut. Este rarisim în fotbal așa ceva, într-un astfel de minut. CSKA era calificat în Europa League dacă bătea. De Jong a egalat, după care proper a marcat în minutul 86 golul care o trimite pe Eindhoven în optimile Champions League, unde este victimă sigură, evident, dar ce mai contează? Au timp să-și sărbătorească acest succes incredibil olandezii. 34.000 de oameni au fost pe Philips Stadion. Un șut din afara careului, tot așa bulevard era în apărarea moscoviților, care au sfârșit meciul lamentabil. După ce au sperat CSKA Moscova, liderul campionatului unional, în dificultate însă și acolo în ultima perioadă, părăsește după 3 înfrângeri consecutive cupele europene. Manchester United a mai fost acum vreo 4-5 ani în Europa League, încheie cu 8 puncte, o etapă, să spunem, dezamăgitoare din istoria sa. Evident că poziția lui Louis van Gaal este minată după un prim sezon ratat cu achiziția lui Di Maria și un loc 4 în campionat în Premier League, deși erau favoriți la titlu. Că nu iau titlu nici anul ăsta, nu termină nici în primele 2 sau 3. După această eliminare în Liga Campionilor, într-o grupă la îndemână, nicio echipă puternică, Wolfsburg, PSV și CSKA Moscova, United trebuia să defileze efectiv. Această trimitere în Europa League este într-adevăr rușinoasă. Dacă Manchester United nu câștigă Europa League, nu va rămâne în istorie parcursul său în această competiție. Pentru ei nu e la mica ciupeală, că mai trec un tur și mai strâng câteva sute de mii de euro. Ei, dacă nu câștigă cupa, s-au dus degeaba acolo. E bine, vom vorbi despre celelalte două grupe unde s-au jucat meciuri din Liga Campionilor după o pauză. Grupa C și grupa D. Da. Întoarcem imediat să vedem dacă putem să și ieșim în pauză. Dacă nu, vom continua să vorbim și despre grupa C. Atletico Madrid, Benfica, Galatasaray și Astana. Dar după câteva momente de publicitate. Bună este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Întors în direct, dragi prieteni, la grupa C din Liga Campionilor. O grupă până la urmă tranșată deja. Ieri n-am mai aflat decât câștigătoarea grupei, Atletico de Madrid, care până la urmă, sigur că era cu o clasă peste Benfica. Rezultatul părea să fie surprinzător. Prima Benfica, a doua Atletico. Până la urmă, la fluierul arbitrului român Ovidiu Hoțugan, 47.000 de spectatori pe stadiu Daluj. Benfica avea nevoie de un egal să câștige grupa. A bătut Atletico cu 2-1 după ce spaniolii au condus, spuneam, destul de lejer cu 2-0. Atât timp cât Benfica se bazează pe Mitroglu, e clar că nu mai e o echipă mare. Greco a reușit în minutul 75 să reducă din handicap, dar n-au mai putut portughezii să egaleze. Pentru Benfica e bine că se califică mai departe, misiune îndeplinită într-o grupă ușoară cu Galatasaray și Astana, care au făcut figurație, dar Atletico este superioară. Chiar dacă portughezii câștigaseră la Madrid în manșatura acestei partide, tot cu 2-1. A fost o surpriză acolo imensă. Benfica a condus la Madrid cu 2-0. Nu, Atletico a condus cu 1-0 și Benfica a întors scorul prin Gaitan și Ghedeș.
1-2, mai surprinzători chiar, după ce au fost conduși au reușit să marcheze două goluri, dar mă rog, Atletico a întors soarta acestei grupe, s-a calificat și evită câștigătoarele de grupă, în special pe Bayern München, pentru că Atletico nu putea să joace cu Real Madrid și cu Barcelona în optimi oricum, conform acestui regulament în vigoare, în prezent în Liga Campionilor, poate că se va schimba într-o zi, nu știu dacă este teribil, adică de ce din sferturi să poți să joci și din optimi nu? Hai că asta cu faza grupelor o înțeleg, să nu fie echipe din aceeași țară în grupe mi se pare corect, dar de ce în optimi să nu poată să joace echipe din aceeași țară, asta mi se pare o prostie, adică poate nu chiar o prostie, dar e o incoerență a regulamentului. Din sferturi te lasă și din optim nu? Că ar fi mult mai interesant așa. Mult mai interesant, pentru că, spuneam mai devreme, Real Madrid evită vreo 4 sau 5 echipe. Probabil nu poate să joace din acest motiv. Că e plin de spanioli și pentru că nu poți să joci nici cu echipa cu care ai fost la tine în grupă. Cred că era o variantă mai bună asta, să-i lase să joace între ei, conform tragerii, să fie o tragere la sorți integrală în optimile de final. Oricum, deci Atletico nu poate cu Real, nu poate cu Barça, poate cu Bayern să joace, în rest nu sunt echipe de speriat. Manchester City n-ar fi un meci rău, nu cred că s-au întâlnit vreodată Atletico Madrid și Manchester City. Benfica este carne de tun. Poate doar dacă joacă cu Wolfsburg sau cu Zenitul să scape, deși cred că și Zenitul îi elimină, ciuda faptului că rușii nu vor avea campionat în februarie. Meciul pentru locurile 3 a fost un joc într-adevăr de joasă speță între două echipe care n-aveau ce să caute în faza grupelor din Liga Campionilor. Două ciurucuri la fluierul unui scoțian, Galatasaray și Astana, au făcut 1-1. Timp de 2 minute kazahii au condus un gol al lui Tvumasi în minutul 62. Patrick Tvumasi, jucător din Ghana, care s-a izolat în Kazahstan. Neisprăvitul ăsta jucase înainte în prima ligă din Letonia, Vrsliga, așa, la Spartax. După care a mai trecut și pe la Amcar Perm, undeva în stepa rusă, până să ajungă la Astana, un jucător de 21 de ani. Este să vedem, are 6 goluri marcate pentru Astana în campionatul Kazahstanului. Dacă am văzut bine, acest Tvumasi, un ganez care a reușit să deschidă scorul, însă Inan a egalat 2 minute mai târziu. În cazul unui succes, Astana într-adevăr s-ar fi calificat în 16-mile Europa League. În orice caz, scorul de 1-1 îi mai aduce niște bănuți echipei din Kazahstan și că n-avea nevoie, evident, de bani această echipă oricum bogată și glorie în același timp. Din 6 meciuri jucate în această grupă de Liga Campionilor pentru prima dată în istorie pentru un club din Kazahstan, ei n-au pierdut decât 2. Deplasările de la Madrid și Lisabona. Și-a dat onorabil parcursul celor de la Astana, care au făcut atâtea puncte cât CSKA Moscova, de exemplu. Galatasaray se duce în 16-im, dar este un nume mic, de care nu se mai sperie nimeni în fotbalul actual. Cred că toată lumea își dorește să nimerească cu Galatasaray. Atenție, este posibil ca două echipe care vin din Champions League să joace între ele încă din 16-imile Europa League, regulamentul permite acest lucru, pentru că echipele din Liga Campionilor, cele 8 care vor veni spre Europa League, nume grele în acest an, o să le mai enumerăm și la sfârșitul expozeului despre Champions League, se vor fi împărțite în două urne, deci în funcție de coeficienții lor la UEFA, deci ele pot să nimerească între ele, da? Nu toate, în funcție de modul în care vor fi împărțite, asta vom afla ulterior, dar există posibilitatea și am avut și anii trecuți ca două echipe venite din Champions să joace în 16-imile Europa League între ele. În orice caz, Galatasaray este cea mai slabă dintre echipele care aseară au basculat în Europa League, alături de Shakhtar, Manchester United și Sevilla.
Sevilla spuneam ultima dublă câștigătoare, care a reușit aseară să-i se impună pe teren propriu în grupa D în fața lui Juventus 1-0, un meci cu miză mare. Sevilla era eliminată dacă nu bătea. A reușit să câștige prin golul lui Fernando Llorente, minutul 65, din pasa lui Kuno Plianca, pe care sevillanii l-au descoperit anul trecut în finală, când au trecut de Dniepropetrovsk. Juventus era calificată, dar avea nevoie de un egal pentru a câștiga grupa și nu l-a obținut. Este prima înfrângere a lui Juventus în 6 partide de Champions League, o înfrângere care o trimite pe Juventus în groapa cu lei, având în vedere că ei pot să nimerească cu Real Madrid, cu Atletico, cu Barça sau cu Bayern în optimile de finală, au o misiune dificilă. Dacă nimeresc cu Wolfsburg sau cu Dinamo Kiev, știu dacă cu Dinamo Kiev pot nimeri. Ba da, pot nimeri cu Dinamo Kiev. Dacă este egal la Chelsea-Porto, atunci într-adevăr Dinamo Kiev este cea care câștigă grupa. Chelsea termină pe 2 în cazul ăsta și Porto este eliminat. Am mai făcut socotele, dar ajunge imediat și acolo. În orice caz, Juventus ratează o oportunitate, nu știu dacă istorică, dar importantă, lăsând-o pe Manchester City să câștige pentru prima oară în istorie o grupă de Liga Campionilor. Manchester City, care a bătut ieri într-un spectaculos Borussia Mönchengladbach cu 4-2. Nemții veneau euforici pe Etihad Stadium după ce bătuseră pe Bayern München a plat cutur în campionatul german, 3-1 după ce aveau 3-0 în minutul 79. Gazdele au deschis scorul printr-un șut teribil al lui Silva din pasa lui Sterling, așa cum obișnuiește Manchester City destul de devreme, după care s-au înclinat de 2 ori golurile lui Korb și Rafael. Un șut excepțional al lui Korb, golul de 1-1, pe care Rafael a făcut 1-2. 1-2 era la pauză, 1-2 era și în minutul 80, când Sterling, autorul pasei pentru golul lui Silva, a reușit să egaleze, după care la un minut distanță a mai dat o boabă, iar ivorianul Boni a făcut 4-2 în minutul 85. Deci a prăbușit Gladbach, a luat în 10 minute 3 goluri. Borussia Mönchengladbach, care avea nevoie de victorie, asta a făcut-o, golul din minutul 80, sigur a făcut-o să cadă, nu-i ajungea egalul lui Gladbach dacă Sevilla câștiga. La rezultatele directe, andalusii erau peste ei, 3-0 și 2-4. Golul din minutul 80, sigur, le-a turnat plumb soldățeilor de la Gladbach, aceștia se văd eliminați din Liga Campionilor, într-un moment în care avusese parte de cea mai extraordinară revenire din Europa, după plecarea lui Lucien Favre, un antrenor genial, dacă a ratat completamente începutul de sezon, și-au revenit după 5 înfrângeri la rând, se află în bătaie pentru podiumul din Bundesliga, sunt pe 3 în campionat în aceste momente, au bătut-o pe Bayern, spuneam, 3-1, prima înfrângere sezonieră pentru Bayern München, cel puțin în Bundesliga, pentru că Bayern a pierdut și la Londra cu Arsenal în Liga Campionilor. Coroborat această înfrângere de pe Etihad cu victoria Sevilliei, Borussia Mönchengladbach este eliminată din toate competițiile, vor avea așa mai mult timp să-și vadă de campionat. Deci cam astea au fost partidele. Reamintesc, Real Madrid, Paris Saint-Germain din grupa A merg mai departe în Liga Campionilor absolut conform planului. Shakhtar pe locul 3 și aici nimic surprinzător se va duce în Europa League. Malmö este eliminată. Surpriză în grupa B, unde VfL Wolfsburg câștigă grupa, urmată de PSV Eindhoven. Manchester United merge în Europa League, iar CSKA Moscova este eliminată. În grupa C, Atletico Madrid și Benfica se califică. Aici este exact ca în grupa A, s-a respectat și ordinea, s-a respectat tot. Galatasaray pe 3 merge în Europa League, FC Astana eliminată. Deci grupele A și C au fost exact conform planului, conform valorii. În grupa D, Manchester City termină prima, Juventus pe locul al doilea, erau bineînțeles cele două favorite la calificare, Sevilla pe 3, mai obișnuită, iată, cu Europa League decât cu Liga Campionilor, pe care încă nu o stăpânește. Nu e un sezon teribil pentru Sevilla, are
stă într-o mlaștină în campionatul Spaniei, undeva la jumătatea competiției, dar după ce a bătut pe Barça și pe Real în Primera, iată, Sevilla a reușit să o învingă și pe Juventus în Liga Campionilor. Rămâne o echipă de dat câte o lovitură, dar distanța de 5 puncte care o separă și acum față de Juve este într-adevăr memorabilă. Adică, deși i-a bătut pe Juventus în ultima etapă, are un handicap de 5 puncte față de campioana Italiei. Sevilla pierduse 4 jocuri la rând, 2-0 la Torino, 2-1 la Manchester City, 3-1 acasă cu City și 2-4 la Gladbach. Deci în aceste condiții, sigur că nu putea să obțină mai mult. Borussia Mönchengladbach eliminată cu 5 puncte de pe ultima poziție. În aceste 4 grupe pe care le-am isprăvit aseară, nicio echipă n-a acumulat sub 3 puncte. Cea mai slabă a fost Malmö, dar și ea a reușit o victorie. FC Astana, deși n-a câștigat niciun meci, a adunat 4 egaluri, ne pierzând decât de 2 ori, adică atât cât au pierdut Wolfsburg, Eindhoven sau Manchester United. În această seară se dispută partidele din grupele E, F, G și H, care vor întregi tabloul Ligii Campionilor. Vorbim despre asta după o pauză. Vă spălați pe cap? Cuțit. Dar de ce? De mere. 11 metri, 100% natural. Ne întoarcem în Liga Campionilor, la meciurile de astăzi. Am terminat cu ceea ce a fost ieri, până la tragerea la sorți cel puțin. 4 jocuri sunt televizate pe Dolce Sport. Vedem dacă avem și ordinea lor pe undeva. Se pare că nu neapărat în gazetă, dar o să le găsim aici, sunt undeva la mijloc. Să vedem care, pe ce canal este mai exact. Pe Dolce Sport 1, ce ar trebui să avem? Barcelona, probabil. Leverkusen Barcelona, într-adevăr, ăsta este. Haideți să vedem în funcție de transmisiunile TV, mai ales că Barcelona este în grupa E, au un meci care nu necesita chiar atâta atenție, după părerea mea. Barcelona așa asigura locul întâi. E adevărat, este neînvinsă, probabil că va juca. Leverkusen nu prea mai are cum să evite poziția a treia. Locul 3 este al lor, se vor duce în Europa League. Ideea este ce se întâmplă dacă Leverkusen pierde cu Barcelona, cum ar fi logic în cazul unui meci corect, iar Roma face egal cu bate Borisov. Cred că m-am uitat data trecută, bate Leverkusen a fost 1-1, iar Leverkusen i-a bătut pe bate cu 4-1 în Germania, deci chiar și un egal al bielorușilor la Roma n-ar scoate-o pe Leverkusen din poziția a treia. Însă lui Leverkusen nu-i ajunge un egal pe teren propriu cu Barcelona, deci poate să piardă, nu pierde poziția a treia decât dacă bate Borisov, câștigă la Roma, atunci este eliminată din cupele europene de tot, pentru că are cu Roma înfrângere în deplasare 3-2 și egal acasă 4-4, deci la egalitate de puncte cu Roma nu trece peste ea, n-are așadar nicio șansă, deci nici dacă pierde cu Barça, nici dacă face egal și evident nici dacă va câștiga, pentru că, spuneam, un 1-0 este suficient Romei pentru calificare. Deci nu este un meci atât de mare acesta. De altfel, Dolce transmite și Roma bate Borisov, care, deși nu sună atât de bine, este un meci mai interesant. Transmite pe Dolce Sport 4, Roma bate Borisov. O victoria Romei, gata, nu mai intră în discuție. În acele condiții Roma se califică de pe poziția a doua, este la îndemâna capitolinilor să facă așa ceva, chiar dacă parcursul Romei până acum este modest, o singură victorie în 5 meciuri, dar au bătut exact pe Leverkusen acasă. Bate Borisov, se poate califica dacă bate la Roma, atunci are 7 puncte și este ca și calificată, cu condiția ca Leverkusen să nu bată acasă pe Barça. Leverkusen în dificultate în ultima perioadă în campionat, însă pentru Europa League este un nume interesant, bineînțeles, care în mod normal 95%
După pronosticul nostru, ar trebui să se alăture contingentului de echipe care vor merge în Europa League, alături de Shakhtar, Manchester United, Galata, Sevilla. Asta un nume interesant pentru 16-mile de finală. Vom vorbi despre Europa League abundent mâine, sigur, când este programată ultima fază, dar să aruncăm un ochi și în această zi, ca să vedem exact ce nume grele sunt asigurate cu calificarea. Leverkusen, în orice caz, nu e o pată pe obrazul 16-milor Europa League. Ei s-au ratat această grupă, asta trebuie să reținem, și în momentul de față numai un miracol îi mai poate califica, sau un dublu miracol, dacă vreți, să bată acasă pe Barça, echipă oricum neînvinsă și care probabil, ca și Real Madrid, nu face astfel de compromisuri să ducă acolo și să piardă, nu-i stilul ei. Și noi au nevoie de Messi, să dea Neymar, am înțeles că nu joacă, e accidentat, dar nu contează, dă Messi, dă Suarez, ăștia să duc, pot să dea câte o căruță amândoi. Deci nu e important așa, ama sigur că Leverkusen e mai motivată, e echipă germană, îți poate da și ea 2-0 până minutul 15, n-ar fi o mare surpriză, dar asta nu înseamnă că a câștigat meciul. Chiar dacă va câștiga, Leverkusen nu se poate califica, pentru că nu văd cum Roma nu poate să câștige cu bate Borisov pe teren propriu. Dar oricum, meciul de la Roma este mai interesant, pentru că acolo ambele echipe sunt implicate. Ambele se pot califica, pe când aici Barcelona nu mai are finalmente nimic de demonstrat. Are 8 puncte avans în fruntea grupei. Ajungem la grupa F, unde Bayern München, asta știm, s-a dus numai cu rezervele la Zagreb. Nici măcar portarul Neuer n-a fost convocat. Asta pentru că Bayern este deja câștigătoarea grupei, iar Dinamo Zagreb nu mai poate să evite locul 4. O eliminare logică a croaților. Bătălie pentru locul 2. Meciul este televizat pe Dolce Sport 3. Dolce Sport 3, Olympiacos Arsenal. De fapt, este marele meci al zilei acesta. Cu adevărat marele meci al zilei. Olympiacos, se știe, are nevoie de o victorie, de un rezultat de egalitate sau de o înfrângere cu un gol diferență pentru a se califica. Un gol diferență în sensul că poate să piardă 0-1 sau 1-2. Nu poate însă să piardă 2-3 sau 3-4, pentru că atunci este eliminată. Arsenal n-a jucat niciodată în Europa League. Deci este, într-adevăr, ar fi o extraordinară surpriză eliminarea lui Arsenal, însă statistica spune că englezii au pierdut de fiecare dată când au jucat pe stadionul Karaiskakis în Grecia, de 3 ori în 3 meciuri până acum. Asta este statistica. 1-0 în 2009 și 3-1 în 2011, 2-1 de asemenea în 2012. Da, numai că n-au fost niciodată într-o situație disperată acolo. 3 înfrângeri la Pireu. Și dacă bat astăzi cu un gol diferență, toți sunt eliminați. Tu care amintesc că la rezultatele directe, Olympiacos este avantajată, grecii câștigând 3-2 la Londra. A fost un meci teribil atunci, câștigat de Olympiacos, care a deschis scorul prin Pardo în minutul 33. Theo Walcott a egalat 2 minute mai târziu. A fost un autogol a portarului columbian David Ospina în minutul 40, 2-1 pentru Olympiacos. Arsenal a egalat prin Alexis Sanchez în minutul 65. Finn Bogason, intrat la pauză, jucător islandez, a marcat pentru Olympiacos cu un minut mai târziu, minutul 66. N-a mai reușit Arsenal să revină pe final și s-a terminat 2-3. A fost într-adevăr o mare surpriză, deci Arsenalul n-are ce să calculeze, trebuie să marcheze minimum 2 goluri la Pireu în această seară pentru a pretinde la calificare. Dacă nu, va merge alături de Manchester United, iată, în Europa League. Și poate, cine știe, și alături de alte echipe importante din Anglia, vom vedea. Ajungem la grupa G, unde Chelsea joacă pe teren propriu cu FC Porto. Meciul este pe Dolce Sport 2. Să verificăm, da? Chelsea, FC Porto. Cele două echipe sunt pe primele două locuri ale grupei cu 10 puncte. Porto este prima deocamdată, întrucât în meciul direct a reușit să o învingă pe Chelsea. Să vedem, 2-1 pentru Porto în Portugalia.
într-adevăr. Porto este prima, 10 puncte, Chelsea pe 2, 10 puncte, Dinamo Kiev pe 3, 8 puncte, iar pe locul al patrulea, Maccabi Tel Aviv, 0 puncte, 5 înfrângeri în 5 meciuri, un singur gol marcat și 15 primite. Meciul de la Kiev se joacă cu porțile închise, Dinamo Kiev având o suspendare după scandările rasiste de la meciul cu Chelsea, cu porțile închise, dar într-o atmosferă, aș spune, tovărășească. Dinamo Kiev trebuie să bată și este matematic calificată, o mega performanță, totuși într-o grupă care nu era la îndemână. Dincolo, sigur, învingătoarea meciului de pe Stamford Bridge se califică automat de pe prima poziție, 13 puncte, cea care bate acolo n-are nicio problemă. Totul se complică însă în cazul unui rezultat de egalitate, pentru că atunci 99% dintre situații ajungem la 11-11-11, o situație rarisimă în grupele Champions League sau ale Europa League. 11-11-11-0 ar fi clasamentul. Am făcut de data trecută socoteala la meciurile dintre cele trei, Chelsea, Porto și Dinamo Kiev, de altfel ar fi un clasament în trei foarte corect, întrucât Maccabi Tel Aviv n-a luat niciun punct, deci nu-i se scade nimănui niciun punct. Asta sigur, numai în condițiile în care Dinamo Kiev câștigă astăzi cu Maccabi, logic, altfel nu ajungem la această situație. Toate cele trei echipe au 5 puncte în meciurile directe. Deci este egalitate perfectă și acolo, la puncte. Toate trei au acumulat 5 puncte, iar în urma golaverajului se vede că FC Porto ar rămâne pe din afară, având cel mai slab golaveraj dintre toate trei. FC Porto, în cazul în care, sigur, face egal astăzi la Chelsea, ar avea deci plus 1 din disputa cu Chelsea, dar nu i-ar ieși socoteala în meciurile cu Dinamo Kiev, da? Unde a făcut un egal și a pierdut acasă cu 2 goluri diferență. Deci ar avea golaveraj minus 1 FC Porto. Chelsea, ca să mai reluăm o dată, ar avea, dacă face egal cu FC Porto, minus 1 cu Porto, dar ar avea golaveraj de plus 1 cu Dinamo Kiev, deci golaveraj general 0. 5 puncte 0, FC Porto 5 puncte minus 1, iar Dinamo Kiev ar câștiga grupa în cazul în care ar bate pe Maccabi și dincolo ar fi egal. Deci Dinamo Kiev ar fi câștigătoarea grupei, pentru că ea are plus 1. Reamintesc, are plus 2 în meciurile cu 2-2 acasă și 2-0 în deplasare cu Porto, deci plus 2. Cu Chelsea a făcut egal acasă și a pierdut cu un gol la Londra. Deci este plus 1, 0, minus 1. Aici diferența se face, iată, nu la punctajul general, nu la punctele particulare, ci la golaverajul particular. Deci 11-11-11, 5-5-5, la golaveraj este plus 1 Dinamo Kiev, 0 Chelsea, minus 1 FC Porto. Deci în aceste condiții Porto n-are decât varianta victoriei la Londra, în acest meci extrem de interesant. Spuneam totuși, după părerea mea, un pic sub Olympiacos Arsenal, întrucât aici totuși nu depinde 100% sau 1000% numai de ele. Pentru că acest meci de titani, Chelsea cu Porto, Mourinho împotriva echipei cu care a câștigat în 2003 Liga Campionilor, nu depinde numai de ei. În cazul în care Maccabi Tel Aviv încurcă pe Dinamo Kiev, cât de improbabil sună, da, să zicem că ar încurca-o, atunci acest meci nu mai are nicio valoare, pentru că cele două sunt calificate indiferent de scor, adică Kievul nu bate. De asta spun, pe când la Pireu depinde într-adevăr numai de cele două. Acolo nu depinde, ei n-au ce să asculte la Dinamo Zagreb cu Bayern München, nu-i interesează meciul. Aici totuși depind un pic și de Kiev. Da, sigur, într-o mică măsură, restul, 99% sigur, meciul este decisiv. Chelsea având, sigur, marele atu că poate să joace la egal acasă, nefiind însă un rezultat magnific acest egal, pentru că în cazul în care Dinamo Kiev câștigă, Chelsea termină grupa pe 2. Terminând grupa pe 2 înseamnă că poate să nimerească cu Real Madrid, cu Barcelona sau cu Bayern. Da? Și cu Atletico Madrid, bineînțeles. Nu evită decât pe Manchester City. Deci perspective totuși nu teribile pentru Chelsea. Cazul în care câștigă grupa, Chelsea poate să joace cu Paris Saint-Germain, de exemplu, adversarul care a eliminat-o anul trecut în optimile de finală,
Deci se poate repeta meciul Chelsea-PSG în aceeași fază a competiției. Asta numai dacă Chelsea bate astăzi. Sau mă rog, dacă face egal cu FC Porto, iar Dinamo Kiev nu bate, atunci Chelsea câștigă grupa, pentru că la egalitate cu sau ba nu. Nu, nici în cazul ăsta. Este o variantă pe care n-am calculat-o suficient. Dacă Chelsea-Porto e egal și Dinamo Kiev nu bate, Porto câștigă grupa. Și Porto este eliminată la egal dacă dincolo bate Dinamo Kiev, dar câștigă grupa dacă Dinamo Kiev nu câștigă. Fenomenal. Da. Sunt multe anomalii aici, da, sau mă rog, bizarerii de fapt, că nu sunt anomalii. Porto este liderul grupei în acest moment. Dacă face egal în deplasare la Chelsea, ceea ce e un rezultat excelent, este eliminată în cazul în care Dinamo Kiev bate, deci o dramă pentru ei, mai ales că această înfrângere la două goluri diferență cu Kievul acasă nu era anunțată de nimic, dar câștigă grupa la același egal dacă nu bate Kievul pe Maccabi. Deci sunt socoteli simple aici, chiar dacă așa de la distanță par un pic mai complicate, sunt foarte simple. În orice caz, un nume greu pentru Europa League. FC Porto, în principiu, este echipa care ar trebui să meargă în Europa League aici, dar cel mai interesant ar fi dacă Chelsea ar fi echipa eliminată, adică să bată Porto la Londra. Dar FC Porto este absolut capabilă să câștige pe orice teren din Europa, indiferent de formația pe care o are. În acest sezon nu cred că este cel mai bun Porto din istorie, dar pot să câștige la Londra, acolo unde și Barnemas s-a bătut. Mourinho nu mai are practic nicio putere, să spun, nicio influență magică asupra echipei, care este într-o degringoladă totală. O rușine de echipă sezonul ăsta Chelsea, o rușine de echipă, deci o pâine de mâncat pentru portughezi, care îl și cunosc pe Mourinho. Nu, îl cunoșteau pe Mourinho învingător, îl cunosc mai puțin pe Mourinho ajuns la sapă de lemn, și se anticipează peste tot în lume, în presa internațională, îi va cădea capul lui Mourinho dacă echipa este eliminată în această seară. Dar Chelsea nu poate să fie eliminată decât dacă pierde cu Porto, e clar. Altfel este calificată indiferent de rezultatul de dincolo, da? Pentru că dacă Dinamo Kiev nu câștigă, e calificată oricum, iar dacă face egal și Dinamo Kiev bate, atunci FC Porto este eliminată, Chelsea având un golaveraj particular mai bun decât portughezii, care au pierdut cu 2-0 cu Dinamo Kiev și au ieșit practic cel mai prost din acest clasament în 3. Și fiind ajungem în grupa H, unde Zenit Sankt Petersburg a câștigat grupa, are 5 victorii din 5 meciuri și va întâlni o echipă care termină pe locul 2 în faza grupelor. Sunt echipe abordabile pentru ei. Un Benfica, un Olympiacos, dacă Olympiacos termină pe 2. În grupa asta nu știu ce să zic, pentru că Dinamo Kiev în mod normal termină prima grupa câștigând, dacă e egal dincolo, așa. Dacă nu, Dinamo Kiev. Ar fi interesant, un Zenit Dinamo Kiev. Nu știu dacă e voie să joace, pentru că fiind Rusia cu Ucraina, s-ar putea să existe interdicție. În această situație putem să ajungem altfel la o tragere. Știu că în Europa League și cred că și în Champions League UEFA nu dăduse voie la începutul sezonului ca echipe din Rusia și Ucraina să se întâlnească. E posibil să n-aibă voie nici acum. Și atunci nu pot juca Zenitul cu Dinamo Kiev. Dinamo Kiev termină grupa pe 2, sigur, dacă acolo este un învingător. Dar oricum asta e altă socoteală. Meciul mare în această grupă este Gent-Zenit, meci netelevizat. Gentul ar putea pentru prima dată în istorie să obțină o calificare în cazul în care face un rezultat cel puțin egal cu cel al Valenciei. Situația e simplă. Gent-Zenit se joacă în Belgia, dar gazdele se impun, sunt calificate automat de pe locul al doilea. Dacă fac egal, sunt calificate cu condiția ca Valencia să nu câștige cu Lyon. Valencia joacă în celălalt meci pe Mestalia cu Olympique Lyonnais, echipă eliminată din toate competițiile după 4 înfrângeri consecutive, cel mai mare coșmar din istoria lui Lyon în
participările sale în Liga Campionilor, un singur punct în 5 meciuri. Un egal amărât în deplasare cu Ghent în primul joc. Atât. Pe care au fost bătuți inclusiv acasă de belgieni la ultima fază cu 2-1. Lyon a pierdut ultimele meciuri pe Gerland, stadion care nu va mai fi folosit de la anul. Nou stadion, Stade de Lumière, este ca și pregătit. Au pierdut și ultimul meci din Liga Campionilor și ultimul meci din campionat jucate pe Gerland. Cu Ghent și respectiv cu Angers erau meciuri la dispoziția lor, dar le-au pierdut pe amândouă. Așa că Lyon nu mai intră în socotel, este out. Dacă Ghentul nu bate pe Zenit, atunci Valencia are mură în gură calificarea. Dacă nu, sigur, Valencia în Europa League e un nume greu. S-ar alătura unor echipe puternice, să spunem un FC Porto acolo. FC Porto ar trebui, în principiu, spun, conform calculului hârtiei, să ajungă în Europa League. În mod normal, ori bate Chelsea, ori e egal, Porto sunt out. Deci de asta spun că ei ar fi, după calculul hârtiei, cei care s-ar duce în Europa League, o echipă mare, evident, neobișnuită cu așa ceva, care, alături, iată, de Leverkusen, de Arsenal, deci Leverkusen, Arsenal, FC Porto și Valencia, dacă totul merge conform planului, conform calculului hârtiei, aceste patru echipe s-ar duce în Europa League. Leverkusen, Arsenal, Porto și Valencia, alături de Sevilla, Manchester United, Shakhtar și Galatasaray. Rare ori s-a întâmplat în istoria Champions League să avem astfel de echipe eliminate în, după faza grupelor, echipe care să ajungă în 16-mile Europa League. Într-adevăr, echipe grele, practic toate. Deci cam asta ar fi cu Liga Campionilor. O să aruncăm o privire după pauză și asupra meciurilor din Europa League de joi, să vedem înainte, sigur, de a dezbate pe larg problema mâine, în care echipe sunt deja calificate și ce se mai poate face acolo în perspectiva unei trageri, iată, într-adevăr, spectaculoase, trageri la sos spectaculoase la sfârșitul acestei luni pentru 16-mile de finală. Revenim. Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Ne-am întors în direct să vedem cum arată și tabloul Europa League, meciuri care se vor juca joi. E o brambureală cu transmisiile TV din cauza partidelor de handball de la Campionatul Mondial Feminin din Danemarca. Deci pe canalul 1 Dolce Sport nu transmite niciun meci joi din Europa League, doar pe celelalte canale. Așadar nu sunt mai mult de 6 meciuri transmise în Europa League, dar mă rog, asta are mai puțină importanță. Cert este că toate meciurile se joacă joi. Nu există deocamdată restanțe nici aici. În condițiile meteo vor permite să mă încheia și această fază cu etapa 6 a joi, 10 decembrie. Meciuri de la ora 20 și meciuri de la ora 22.05 nu sunt meciuri avansate la orele 18 sau 19, cum s-a întâmplat până acum. În grupa A, Mölde este calificată, echipă din Norvegia, nu este un nume mare. Fenerbahçe se califică dacă în ultima rundă bate sau face egal acasă cu Celtic Glasgow, echipă eliminată deja. Ajax și Celtic urmând să fie eliminate. Deci, din grupa A nu e niciun nume mare. Nici Mölde și nici Fenerbahçe nu sunt echipe care să se pună la nivelul celor din Liga Campionilor, cele 8 care pot să ajungă în Europa League. E adevărat că Galatasaray, atât care a basculat în Europa League de ieri, ar putea să reîntâlnească pe Fenerbahçe, ar fi nemaipomenit un astfel de meci, nu în 16-im, că nu este posibil,
dar din optimile de final ar avea voie să se întâlnească între ele și acolo, echipe din aceeași țară. Un Galata Fener sigur că ar face toți banii în Europa League. Nu cred că vreodată două echipe din Turcia s-au întâlnit între ele în cupele europene. În grupa B, Liverpool este calificată, ceea ce e bine, că deja putem avea un potențial Manchester-Liverpool. Se mai pot adăuga, spuneam, Chelsea și Arsenal în această seară, ceea ce ar fi un quartet incredibil pentru Europa League. FC Sion sau Rubin Kazan va fi cea de-a doua echipă calificată, deci un nume modest. Sion, dacă nu pierde acasă cu Liverpool, sau dacă pierde, iar Rubin Kazan nu câștigă la Bordeaux. Francezii sunt eliminați, indiferent de rezultatul meciului de acasă cu Rubin Kazan. În grupa C, Krasnodar și Dortmund s-au calificat. Iată, Borussia Dortmund este un nume greu. Ea va putea să întâlnească un Bayer Leverkusen, de exemplu, în Europa League. Asta pentru că Gladbach nu mai continuă. Bayern München se duce mai departe în Champions League. Borussia Dortmund așadar ar putea la un moment dat să se întâlnească cu Bayer Leverkusen în ceea ce privește fotbalul german. Wolfsburg de asemenea merge mai departe în Liga Campionilor. Krasnodar sigur nu este un nume mare, nu ne interesează, poate doar în măsura în care s-ar califica Rubin Kazan, puțin probabil să avem un Krasnodar Kazan la un moment dat în improbabil astăzi în optimile de finală ale Europa League. PAOK, Salonic și Găbălă din Azerbaijan sunt eliminate din grupa C. În grupa D s-a calificat Napoli, da, un nume extrem de greu, la fel ca și Liverpool și Dortmund. Napoli, evident că se va bate cu mari în această Europa League. Cealaltă echipă calificată se va alege dintre Midtjylland, FC Bruges și Legia Varșovia. Midtjylland și FC Bruges având meci direct. Danezii sunt avantajați pentru că joacă pe teren propriu. În cazul unui rezultat de egalitate evită Brujul. Legia Varșovia ar trebui să câștige la Napoli. Dar ia să vedem. Legia, Midtjylland, am spus, au făcut 1-0, 1-0. Parcă mi-amintesc, dar fiecare a câștigat cu 1-0. Deci, da, dacă Midtjylland face egal cu FC Brujul, atunci Legia Varșovia s-ar putea califica într-adevăr la golavrajul general dacă bate la Napoli. Puțin probabil și oricum nu e un nume care să conteze, deci nici Midtjylland, nici FC Bruges, nici Legia nu ne interesează. Villarreal este iarăși un nume interesant pentru 16-mile Europa League. Villarreal și Rapid Viena sunt calificate din grupa E, indiferent de rezultatele ultimei etape. Braga nu este un nume mare calificat deja în grupa F. Ar fi interesantă doar dacă ar putea să joace cu FC Porto, care merge și ea în principiu în Europa League. Benfica continuă în Champions, deci nu se pun un Braga Porto. Am mai avut de altfel finala Europa League. Ar fi interesant în orice fază a competiției. În celălalt meci, Olympique Marseille ar trebui să valideze calificarea dacă nu pierde în Cehia la Liberec. Până acum Slovan Liberec a eliminat toate echipele franceze pe care le-a întâlnit în cupele europene. Este uluitor acest bilanț. În 2002 s-au întâlnit cu Lyon, când încă Lyon nu începuse ascensiunea fenomenală din Liga Campionilor. A fost 1-1 în Franța și 4-1 pentru Liberec în Cehia. Iar câțiva ani mai târziu în Cupa Intertoto s-au calificat în fața lui Nantes, 1-0 în Cehia și 1-2 în Franța. La aceste patru rezultate se mai adaugă și meciul tur de la Marseille, când Liberec a câștigat în minutul 85 cu 1-0. Deci bilanțul este favorabil acestei micuțe echipe din Cehia. Dacă cehii câștigă cu OM, atunci se califică și evident că vor fi carne de tun în 16-mile Europa League. Sunt o echipă de dus la spânzurătoare, practic, adică imposibil, un fece voluntari acest Liberec la nivelul jocului. Dar încă o statistică îngrijorătoare, niciodată OM n-a câștigat în Cehoslovacia sau în Republica Cehă, suferind la un moment dat la Mlada Boleslav cel mai mare coșmar al evoluției sale din istoria cupelor europene, deci un fel de Knatspirnu Felag pentru Dinamo.
Pentru M, Knatspirnu Felagu este Mlada Boleslav, echipă de tipul Slovan Libereț, care a eliminat-o pe OM în minutul 90 în 2006 din cupele europene, după ce Marseille câștigase acasă cu 1-0 și condusese cu 1-0 și 2-1 în retur la Boleslav. Deci, așa, dacă ne luăm după statistici, ele sunt destul de greu de digerat pentru francezi, dar altfel, conform pariurilor, m-am uitat și la cote, OM are 1.95 la victorie, Slovan Libereț are 4 la victorie și la ce s-a văzut pe televizor la meciul tur, când OM a fost absolut imbatabilă până la intrarea în careu cehilor, trăgând de 33 de ori spre poarta lor față de doar 4 șuturi ale lui Libereț, într-adevăr ar trebui să fie măcel. Numai că, meciul fiind cu miză, eu nu-i văd pe Libereț chiar atât de slabi. Cred că OM are mai multe de pierdut decât Slovan Libereț din acest meci. De notat că cehii, până acum în cele două meciuri acasă, n-au făcut nimic. 0-1 cu Braga și abia 1-1 cu Groningen, acesta fiind singurul punct pe care olandezii l-au strâns în 5 meciuri în această grupă. E adevărat că a fost un meci cu final ciudat. Libereț a deschis scorul în minutul 87 acasă și a fost egalat în minutul 96 din penalti, un penalti în doi timpi, prima dată portarul ceh apărând șutul celor de la Groningen. Ok, dacă OM se califică, sigur că intră alături de Saint-Étienne în această zonă. Alte cluburi franceze nu mai sunt. Lyon este out din toate competițiile. Paris Saint-Germain merge mai departe în Liga Campionilor. Iar în Europa League, Monaco și Bordeaux sunt out. Dar OM Saint-Étienne, dacă s-ar întâlni între ele, din optimii încolo, ar fi un meci fantastic pentru istoria celor două echipe. OM a mai jucat în Cupa UEFA în 1998-99 cu Monaco în optimile de finală și s-a calificat atunci după 1-0 acasă și 2-2 în deplasare. În grupa G, Lazio și Saint-Étienne sunt calificate, nume bune pentru 16-mile Europa League. Lazio, sigur, care se poate întâlni la un moment dat cu Napoli, șanse mai mici cu Roma, care probabil va merge mai departe. Juventus s-a calificat și ea. Inter nu este în cupele europene, dar un Lazio-Napoli, bineînțeles că ar fi interesant și posibil să uită în vreo echipă italienească. Inter și Milan în orice caz nu sunt în cupele europene. Este Fiorentina, da, ceva mai jos, care este ca și calificată. Deci interesant acest trio, Lazio, Napoli, Fiorentina. În grupa H nu este nicio echipă calificată. Beşiktaş, Lokomotiv Moscova și Sporting Portugal se bat pentru calificare. Este meci direct Sporting-Beşiktaş. Portughezii sunt pe 3, dar dacă bat, sunt calificați. Lokomotiv Moscova joacă în Albania la Kerce cu Skenderbeu și este și ea calificată, Lokomotiv, în cazul unei victorii sau al unui rezultat de egalitate, dacă Sporting nu bate. Sau să vedem dacă Beşiktaş cu Lokomotiv cum stau. 1-1 la Beşiktaş, 1-1 la Lokomotiv. Și în cazul unui egal, se califică Lokomotiv dacă Beşiktaş pierde. Deci șansele rușilor sunt uriașe. Sunt uriașe de calificare în această grupă, deși Beşiktaş e prima, are șanse mici de calificare. Dacă pierde la Sporting, este out. Iată și în cazul în care rușii fac un egal, pentru că atunci Beşiktaş pierzând ar avea golaveraj plus 2. Iar rușii au tot plus 2, dar 3 goluri mai mult înscrise. Da, în orice caz, nu sunt nume grele aici, poate doar sport. Bun, Beşiktaşul, dacă ar fi cu Galata și cu Fenerul, da, ne interesează acest trio. Sporting, de asemenea, dacă ar fi cu Porto și cu Braga, ar fi interesant pe undeva. În grupa I, FC Basel este calificată. Fiorentina se califică, are meci acasă cu Belenenses. Nu văd cum ar putea să rateze calificarea, un egal fiindu-i suficient Fiorentinei. Chiar dacă Lech Poznan n-ar bate acasă pe Basel, Fiorentina are rezultate superioare cu Lech Poznan.
A pierdut acasă cu 2-1, dar a bătut în deplasare cu 2-0. Deci îi ajunge un egal acasă cu Belenenses pentru a se califica. În grupa J, Tottenham este calificată, un nume greu, iată, să mai adaugă și Tottenham, Dumnezeule, la englezi. Liverpool, Tottenham, Manchester United sunt deja sigure. Bun. A care poate să mai vină un Arsenal sau o Chelsea, sau poate amândouă. Până dacă ajung astea 5 din Premier League în 16-imi, este genial. Într-adevăr, atunci merită urmărită competiția. Pentru celălalt loc, Anderlecht, care nu e un nume rău. Bineînțeles, ar putea și FC Bruges să se califice, ar putea să vină și Ghent, încă sunt șanse. Anderlecht are acasă cu Gărăbăg din Azerbaijan, n-are voie să piardă meciul, pentru că atunci îi depășesc azerii. Atenție! Dacă fac egal, sunt ca și calificați. În cazul în care Monaco nu bate la Tottenham, dacă Monaco bate la Tottenham, atunci Anderlecht trebuie să câștige acasă cu azerii. O victoria lor cu azerii asigură calificarea. Un fel de Roma cu bate Borisov. Îi bați acasă pe ăștia și te-ai calificat. Deci șansele lui Monaco sunt quasi nule de calificare. În grupa K avem Schalke și Sparta Praga. Bun, Sparta Praga nu ne interesează, dar Schalke e un nume greu, totuși, care alături de alte echipe din Bundesliga, uite Dortmund, care sunt în aceeași zonă geografică în Germania cu ei, da? Deci Dortmund, Leverkusen, Schalke, toate sunt cam în același bazin undeva. Bun, trei nume germane, dacă nu cumva spuneam mai uităm ceva din această țară. Și în fine, în grupa al LAE, Athletic Bilbao este calificată, ceea ce nu-i rău. Are Bilbao o parteneră pe FC Sevilla, care a fost trimisă ieri în Europa League. Altceva din Spania nu prea mai are ce să vină. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid mergând mai departe în Liga Campionilor, toate trei de pe primul loc. Dar oricum, deci Bilbao, așa, pe locul al doilea în această grupă nu e un nume care să te facă să visezi. Partizan Belgrad, 90%, sau germanii de la Augsburg, dacă aceștia câștigă meciul direct de la Belgrad la scor. Augsburg trebuie să câștige minimum cu 3-1. Ăsta ar fi scorul ideal pentru ei, pentru că au fost învinși acasă cu 3-1 de Partizan. Deci nu le ajunge 2-0, trebuie să marcheze 3 goluri, ceea ce pot să facă, pentru că Partizan este o echipă modestă, rău. Dar totuși să ai meci decisiv acasă și să iei 3 goluri, poți să încasezi 2 și tot te califici, mi se pare aproape imposibil pentru Augsburg să refacă acest handicap. Alkmaar este eliminată din această grupă. Bun, cam atât, luăm o pauză și ne întoarcem, vorbim un pic pe final și despre campionatul mondial de handbal din Danemarca. România a fost învinsă în cel de-al treilea meci net de echipa Spaniei. Metri. Să fie pace, ca să nu fie război. Ne-am întors în direct, dragi prieteni, să încheiem cu handball, campionatul mondial în Danemarca. Cele patru grupe, în fiecare s-au jucat câte trei meciuri pentru toate echipele. În grupa Danemarca are trei victorii, țara gazdă a reușit să treacă până acum de Japonia la 9 goluri diferență, de Tunisia la 12 goluri diferență și de Serbia la 9 goluri. Mai au de jucat totuși cu Ungaria și cu Muntenegru meciurile grele. Muntenegru are 2 victorii și un egal, a făcut egal cu Serbia, 28 egal, iar Ungaria după 2 victorii cu Tunisia la 19 goluri diferență și apoi cu Serbia la 6 goluri diferență. Ungaria a fost bătută 32-15 de Muntenegru. Incredibil. În grupa B, Olanda și Suedia au câte 5 puncte. Interesant, această echipă a Olandei venită practic de nicăieri. Ea a bătut în primul meci cu 42-21 pe China, deci exact la jumătate, cu diferență de 21 de goluri. Apoi au câștigat 37-24, deci cu 13 goluri în fața Angolei, și au terminat la egalitate 28 egal cu Suedia.
Polonia are 4 puncte în această grupă, Angola și China câte 2, Cuba niciun punct. În grupa C, campioana mondială în titlu Brazilia, după ce a terminat la egalitate cu Coreea de Sud 24 egal, a bătut Congo cu 15 goluri diferență și apoi a bătut greu Germania 24-21. Franța are 5 puncte după victorii nete cu Germania la 10 goluri diferență și cu Argentina la 8 goluri. Franțuzoicele au făcut egal cu Coreea de Sud 22-22. Coreea de Sud are 2 egaluri și cu Franța și cu Brazilia, după care s-a impus 35-17 cu Dere Congo. Germania și Argentina au câte 2 puncte, dar Germania are victorie directă cu Argentina la 20 de goluri diferență. Congo 0 puncte. În fine, în grupa D, grupa României, Rusia a câștigat toate cele 3 partide cu un gol diferență cu Norvegia, cu 2 goluri diferență cu Spania și apoi un scor fluviu 45-18 cu Puerto Rico. Norvegia a pierdut cu Rusia primul meci, după care a bătut Puerto Rico cu 39-13 și apoi cu 40-19 pe Kazahstan. România, care bătuse Puerto Rico și Kazahstan în primele 2 meciuri, a fost bătută la 8 goluri diferență de Spania. Spanioloicele învinse de Rusia au câștigat până acum cu România și cu Kazahstanul. Ale noastre joacă mâine, 10 decembrie, cu Norvegia, un meci imposibil, după care vor întâlni Rusia, unde iarăși n-au nicio șansă, dar România este asigurată cu calificarea mai departe. Câte 4 echipe din fiecare grupă se califică, asta înseamnă 16 echipe, care vor fi plasate direct în faza optimilor de finală. În optimile de finală, România sigur va avea o misiune imposibilă, probabil. Urmând să jucăm cu, mă gândesc, cu o echipă din grupa C, dacă terminăm pe 4 în grupa D, cum ar fi normal, după Rusia, Norvegia și Spania, vom juca ori cu Franța, ori cu Brazilia sau cu Coreea de Sud. Astea sunt cele 3 echipe care pot câștiga grupa C și sigur că vom fi eliminați acolo, dar eu spun că tot e ceva să ieșim din grupă la campionatul mondial de handbal. Este inaccesibil pentru noi să ajungem mai departe. Competiție totuși de un nivel deja prea ridicat pentru handbalul nostru, totuși mai buni suntem la feminin decât la masculin. Bun, cam atât pentru astăzi, ne reauzim mâine după partidele care vor consfinți finalul în Liga Campionilor și înaintea ultimei etape din Europa League. Toate bune!